Habar n-am cum se lucrează cu ea, dar cât de greu poate fi. Am manualul de utilizare, o să-l citesc, ceea ce n-am făcut cu absolut niciun fel de aparat până acum. Așa că o să iau pas cu pas, o să citesc manualul și o să încerc să fac astăzi prima broderie. Încă nici n-am pornit mașina. Ținți-i pumni. Eu că am dat nici măcar nu știu cum se pune asta în gherghef. I have no idea. Dude, habar n-am ce fac. Acest video vă este adus cu sprijinul decusut.ro. Mulțumim foarte mult și găsiți link în descriere spre tot ce vă interesează în materie de broderie și coasere. O să mi le înșir toate astea ca să le văd și pe măsură ce citesc despre ele, să le văd și să știu că, ok, despre asta vorbește. Ok, deci astea sunt ațe pentru bobine. Pentru astea. Știu pentru că scrie pe ele bobbin thread. Am aici ațele colorate, sunt de ace. Acele sunt de mai multe dimensiuni, mai multe grosimi, mai multe lungimi. Asta e universală. Deci, sunt la fel, tăte? Aici așa apar. Embroidery thread, de la Madeira. Numărul 40, 1000 de metri, tot 1430, 100% poliester. Habar n-am dacă e de bine sau dacă e de rău. Asta e un ghidaj, de asta cred că nu o să am nevoie cel puțin deocamdată. Aici văd că este ață deja. Este bobină, cu ață, dar nu știu dacă e pe unde trebuie. I have no idea. Jur că nu-mi dau seama. Ok, mă uit. Cred că o mers. Ok. Am înțeles. Două bucăți și cu asta se strânge. O să folosesc chestia asta care nu știu ce e și o să-l pun așa. Trebuie să-mi tai o bucată. Ok, trebuie să văd cum vine asta, care e partea de sus și care e partea de jos. Și... probabil acum ar trebui să folosesc ceva dintre chestiile primite, adică inserții, stabilizatori. Prima dată o să fac fără, că hei, ce se poate întâmpla? Bun, asta din nou. Și cred că o pot porni. Ok, roșu știu că nu-i bine. Ridicați pârghia piciorului presor. Asta, ok. Să ne uiteți de brodare, se va mișca. Țineți mâinile la distanță. Ok. Ok. Faci mâini miară. Bun. Cum îi dau play? Așa. Revenim. Deci. De asta? A început! Bun, cred că o gătat. Pusem pe asta. Cred că trebuie să-i ridic acum asta. Prima broderie oficială de la Sera Print. Bine, aici a început și aici a terminat. Vrei să examinezi? Da, promis. Nu știu că nu e linia perfectă. Ok. Mai multe puncte. Dar arată nice, adică nu-mi bine. Dacă te uiți de aici, nu se observă absolut nimic aiurea. Numai dacă dai super zoom. E fain, îmi place. Acum, îmi faci una din asta pe un hanorac? Nu. Bye, bye! Nu încă. Pentru că nu știu ce rol au stabilizatorii a inserțiile. Bar, n-am ce fac. Hai să folosesc una cu inserție. Sunt foarte curios dacă și cum se poate evita chestia asta. De începutul și finalul, sau dacă e ceva nou, absolut normal, așa se face și trebuie să le curăț eu astea sau ce se face aici. Ok, sincer, nu a fost absolut deloc dificil. Singura parte dificilă mi-a fost să pun ața până am priceput exact pe unde vine. Deși nu mi-a rotat, eu acolo o chestie tricky la pasul numărul 6, dar e simplu. Cam așa arată primul model custom. E puțin strâns materialul, parcă vrea să-l strâng așa, încrețit înspre. Oare ăsta e rolul stabilizatorului să evite chestia asta? Să fac un model, adică să-l fac același, cu ceva stabilizator, cu ceva
Inserție stabilizatorii, același lucru? I don't know. Dar o să aflăm. Ce am citit în manual, trebuie să folosești o bucată mai mare de stabilizator decât gherghefu. Bun, ce avem aici? Tearaway. Ok, deci asta, dacă bine am înțeles eu, îl rup după aia. Mai mare decât gherghefu, așa că o să tai pe aici. Pun înapoi în pungile astea, pentru că pe ele scrie care ce îi. Asta până învăț materialele, că după aia, vorba aia, pui mâna pe el și știi ce îi. Ok, deja e mult mai dificil de înghesuit aici. Se poate rupe gherghefu ăsta dacă îl forțezi. Strâng. Bun, și acum treaba e că ăsta e întins bine, dar materialul care mă interesează, de fapt, ăsta nu e întins bine. Ei, vedeți, are niște valuri. Hai să vedem ce se întâmplă. Tăie mața. Ok. Așa. Și ăsta e rezultatul. Bun, acum asta e cu stabilizator. Se rupe efectiv. Ah, da. Rupi. Ok, în jur. Am impresia că o să scot și broderia de acolo, dar nu tare acum. Logic. Bun. Încă tot îmi pare puțin. Vezi că pare așa că e strâns, că are niște cute în jur. No. Încă nu înțeleg fenomenul. Sigur e ceva ce nu pricep eu. Arată nice! Arată foarte mișto. E super fain. Îmi place super mult. Are niște ațe lungi aici. Să folosesc foarfeca lui. Bine, mă. Ok. În ambele circunstanțe avem crisurile alea în engleză. Distrâns materialul înspre partea brodată. Deci, efectiv, tragi de material puțin în interior broderia. No. Parcă e un picuț mai puțin aici unde am folosit inserția stabilizator față de aici unde n-am folosit. Nu știu cât de bine se vede pe filmare chestia asta. Dar aici e destul de bine strâns înspre broderie. Aici e mai puțin. Dar atât-i. Ok, sunt atâtea chestii pe care trebuie să le pricep. Și o singură chestie pe care vreau să-mi explicați careva, dacă puteți, cum se poate elimina liniuța aia dintre litere. Vezi, când trece din o literă la alta, se duce cu ață, cu tot. Deci lasă... aia se poate tăia. No, mă, trebuie o forfecuță din aia cu vârf. Trebuie o forfecuță de cuticule, așa-i? Ca să elimin chestiile astea. Dia! Da. La tine. Ok, deci se poate tăia aia. Șmeche. No, sper că nu, o să aflăm. Și cum să afle mai bine decât pe un tricou? Hai să-mi personalizez un tricou. E un tricou din ăla, e un reboot pe care nu l-am dat. O să-mi scriu aici Sera. Că ce altceva. Și am văzut o șmecherie, să văd dacă o pricep. În sensul că să pun broderia exact unde vreau eu. Să-mi fac un marcaj aici, cretă din asta pentru textile. Asta folosim ca să facem semne exact unde vrem să punem imprimeu, când trebuie să fie un imprimeu perfect făcut. Și atunci, așa, pe linia asta, aici, la o palmă, ceva de genul. Bun, aici îmi este centrul, acolo vreau să pun imprimeul, ăla-i centru. Cumva se poate folosi asta. Stabilizatorul cred că trebuie să-l pun în tricou, în interior. Cred, încă nu știu. Sper să-mi ziceți în comentarii dacă fac asta bine sau nu. Cred că cei care faceți broderie de o viață râdeți acum. Făi, oi, 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 oi. Ce? Și eu o să râd la un moment dat de alții. Dar nu acum, nu azi. Oh, nu-i bine. Nu-i bine și bine că mi-am dat seama că aș fi brodat acum atât tricoul. Aș fi prins fața de spate. Bun. Deci asta trebuie să meargă în interior. Logic. Cei de la decusut.ro au zis că, Sergiu, suntem aici să te asistăm. Orice întrebare, te rog frumos să ne adresezi și te ajutăm. Dar eu nu. Batman. Pentru că e sâmbătă când filmez asta. Și nu vreau să deranjez pe cineva sâmbăta. Și în plus... o să învăț eu, pentru că dacă greșesc de 14 ori, îmi intră în cap. Dacă îmi explică cineva odată cum să fac, n-am învățat mare lucru, numai cum să fac chestia aia. Dar așa observ mai multe chestii.
În schimb, ce trebuie să-mi explice îi materialele. Când și cum se folosesc și de ce. Bă, deci ce dubios e depus ăsta în gherghef, fer și apă. Mă chinui de 15 minute să pun un tricou. E, dacă n-ar fi asta, mi-ar fi foarte simplu. Dar dacă trebuie să țin cont și de stabilizatorul ăsta, de inserția asta, mi-e mai dificil. Deci asta la broderie e mult, mult, mult mai greu de pus ceva pe poziții față de când personalizez cu presa. Fie că e vorba de DTF sau de vinil, probabil și DTG. Și acolo ai un fel de gherghef. Numai că cred că e mai mare platanul ăla și mai ușor. Ui vei! Bun, ceva am făcut. Cum prind eu gherghef-ul în mașină? Cum îl prind eu acum? Aici prin mânecă. Astfel încât... Ba cum spanac faceți asta? Se pun la brodat. Așa. Aici se prinde. Și pe aici se coase. Cum îl pun astfel încât să poată să facă asta? Adică nu pot să-l dau așa, că îl coase prin. Că eu ce mă gândesc e că n-a pot să îl pui așa și după aia partea asta o tai. A, s-o trag peste? Da. Nu zici tu rău. Tot timpul două capete gândesc mai bine decât unul. Pe sub picioruș, așa... Aha, aha. Du-te tu. Sper că e bine așa. Hai să vedem. Bine, Sergiu. Eu brodesc cu negru pe negru. Greu-i. Ideal ar fi să-i pun ață albă. Chiar, eu n-am lucrat cu partea asta de tensionare a aței. Am lăsat-o pe zero. Nu știu cum trebuie să fie aia. Hai să nu-i pun albă, să-i pun... Asta, haurie. Ok. Ceva am dat cu virgula grav. Vedeți și voi ce văd și eu, așa-i? Diana, vii să vezi și tu ce văd și eu. Să-ți vedem reacția. Așa ai vrut? Da, cum e posibil așa ceva? Vedem dacă pricepem ceva. What the hell happened here? Cum spanac, ață gold, începe gold și continuă cu alb. How? Singura ață e aici de aici, de pe bobina. Hai să vedem dacă o consuma bobina, tătă, sau ce spanac se întâmplă. Dice. Dice. Dice, dice, dice. O să iau un pic tricou. Sure. Mai este ață. Ce spanac se întâmplă? De bun, hai să mai fac încă una și acum o să stau aici cu ochii lipiți de acolo ca să văd dacă înțeleg ce se întâmplă și de ce au început cu gold și au continuat cu alb. Poate e ceva ce pricep, poate nu. Vedeți acolo în stânga sus, la S, acolo, este o mică parte albă. Ce cred eu că s-a întâmplat, că am văzut acum aici la bobină, că s-a înfășurat pe axul ăsta, am uitat cum se numește, și cred atunci ce-a făcut, efectiv o tras din ața de jos, din bobina de sub, din suveică. Acum văd că trage bine. Aia ar fi fost. Efectiv s-a încălcit aici ața și nu a mai putut trage, așa că o tras din suveică. Na bun, mister rezolvat. Vedeți ce ziceam eu, că dacă greșesc de o grămadă de ori, o grămadă de chestii, învăț. Dacă îmi zicea cineva, ai grijă să faci chestia aia, să fii atent la chestia aia, nu înțelegeam de ce neapărat trebuie să fiu atent la chestiile astea. Acum trebuie să știu. No, altceva, frate, altceva. Da, acum e cum trebuie. Deci aia s-a întâmplat acolo. Efectiv s-a încălcit și a folosit doar ața de bobina de jos. No, șmecher. Hai că am învățat ceva. Deci, tema de casă, pentru mine, dacă nu mă învățați voi din comentarii, să-mi ziceți care e treaba cu inserțiile, adică chestiile astea, asta e tearaway, adică se rupe ușor, când și de ce se folosesc. M-am mâncat sigur, fiind așa de multe modele, sunt particularități la ele. Așa că ce să zic? Ne vedem data viitoare.